Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre topică și punctuație, propoziția atributivă. Mai întâi, ce înseamnă topică? Așa cum probabil că știi, înseamnă ordinea cuvintelor în propoziție sau ordinea propozițiilor în frază. Astăzi ne vom ocupa de ordinea propozițiilor în frază. Iată câteva exemple de enunțuri în care vei avea propoziții atributive. Elevul care a fost atent a înțeles imediat toată explicația. Ei sunt cei ce te-au căutat ieri. S-a întors la acela care o alungase. Locul unde am mers era exotic. Dă mare atenție felului cum ne alegem sursele. Așa cum spuneam, enunțurile acestea au propoziții atributive. Oprește filmulețul și încearcă să identifici propozițiile atributive din aceste enunțuri. Iată, elevul care a fost atent a înțeles imediat explicația. Am marcat cu o culoare propoziția atributivă. Ei sunt cei ce te-au căutat ieri. S-a întors la acela care o alungase. Locul unde am mers era exotic. Dă mare atenție felului cum ne alegem sursele. În enunțurile de mai jos, propozițiile scrise colorat sunt propoziții atributive și ele sunt, ca tip de propoziții, propoziții relative. Da? Observi, bineînțeles, elementele introductive. Da? Care, ce, care, unde, cum. Da? Bun. Și ne adresam mereu întrebarea dacă am citit. În cazul acesta, vedem o propoziție atributivă, dar conjuncțională. Propoziția atributivă se așează întotdeauna după regentă. Uneori, ea este intercalată în propoziția regentă. În momentul în care discutăm despre propozițiile atributive relative, acestea pot fi izolate sau neizolate. Da? Deci în cazul acesta discutăm despre propoziții atributive relative. Hai să vedem câteva exemple. Iată. Am văzut și copii care așteptau autobuzul. Noi, care știam programul, am plecat acasă. În timpul cursului a venit și decanul care nu a spus nimic. În cazul propozițiilor atributive relative izolate, așa cum sunt cele trei exemple de aici, în momentul în care marcăm grafic, sunt marcate grafic prin virgule, da, cum este cazul aici, sau prin linii de pauză, în acest moment, da, ele sunt niște constituenți facultativi ai unor regenți nominali. În cazul propozițiilor atributive restrictive, să știi că ele diferă semantic de cele non-restrictive. Și hai să-ți arăt sensul. De exemplu, am văzut numai o rochie.
care mi-a plăcut. Bun. Și următorul, am văzut numai o rochie care mi-a plăcut. Iată. În prima situație, sensul este că este o singură rochie care a fost apreciată. Da? Bun, adică am văzut o rochie și aceea mi-a plăcut. În a doua situație, este vorba de o singură rochie apreciată din mai multe rochii. Da? Deci discutăm aici despre mai multe rochii. În cazul unei propoziții atributive conjuncționale, da? De exemplu, putem să spunem așa, nu ascundea dorința să plece. În această situație, observăm că această atributivă conjuncțională, da, să plece, stă după regentă. Da? Și, bineînțeles, observăm că nu, ea nu este separată prin virgulă. Da? Este atributiva conjuncțională. Așadar, în cazul atributivelor relative, ține minte că acestea pot să fie sau nu izolate de regentă, da? Prin virgulă sau linii de pauză, în cazul atributivelor conjuncționale le așezăm după regentă și nu le separăm prin virgulă. Ce făcuși?